Este la portar la da.
Bună dimineața! Bine ați venit la conferința finală a proiectului nostru drag, demarat acum 2 ani în martie 2021, se finalizează în aceasta, cu titlul Red Lights for Girls, acces egal la educație. Acest proiect, educație, pe următorul dumneavoastră, da? Acest proiect, spuneam că este finanțat prin granturi de SIE, de statele Islanda, Liechtenstein și Norvegia, și a fost implementat având un parteneriat coordonat de promotorul nostru, asociația Go Ahead, partenerul pe unul fiind inspectoratul școlar județean Neamț și noi partener pe doi, asociația școlară sucedeană pentru educație și dezvoltare ASEL, pe care am mai prezentat-o și la celelalte nenumărate activități din proiect, conferințe, mese rotunde, activități de conștientizare. ASEL, un consorțiu format din 20 de școli din județul Suceava. Ca și activități principale ale proiectului, pe lângă cele de management, informare și comunicare, am lucrat cu un grup țintă, generos, 480 de elevi din cele două județe împărțite în mod egal și 110 cadre didactice, care au participat la activități de educație, instruire și dezvoltare personală pentru elevi și cadre didactice în școală, în vederea adoptării, întăririi și includerii în activitatea lor a unei perspective de tratament egal. O echipă de cercetare s-a ocupat de un studiu în vederea elaborării unui plan pe care să-l implementăm în perioada următoare privind drepturile omului și egalitatea de gen. Au fost de asemenea implicate în activități de creștere a nivelului de conștientizare, activități de abordare a stereotipurilor și susținerea egalității de gen, campanii care au impactat peste 1000 de persoane în cadrul proiectului nostru. Echipa de implementare a proiectului din partea ASEL Suceava a inclus ca expert de comunicare pe doamna inspector Maria Pentilescu, ca asistent de cercetare Alina Meri Horubean, expert de consiliere Nicoleta Amicăiesi, pe expertiză financiară și achiziții Irina Jităreanu și Ștefana Darabă, iar coordonatorul subsemnat Maria Teodoreanu. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și dăruire și pentru ce au făcut pentru acest proiect minunat. Bineînțeles, proiect generos, următorul slide. Și am ajuns la grupul țintă. Pentru Suceava, un grupul țintă din consorțiul nostru de 20 de școli sub egida acestui ONG ASER, au subscris pentru a fi implicate în proiectul număr de 7 școli. Și voi începe invers decât la altă activitate în care am liceul tehnologic doamna Candrei și cu ocazia să voi prezenta pe cei prezenți alături de noi. Eu rog să se prezinte, rămâneți pe celălalt. Avem aici, pe acest slide, și numărul de grupe, eleve, cadre didactice, efectivele pe grupe și efectivele pe școală și deci constatăm că și la Suceava, ca și la Neamț, avem grupul țintă 240 de elevi impactate și 105 cadre didactice. 7 grupe de cadre didactice, 16 grupe de elevi. Și spuneam liceul Dorna Candrei, îi mulțumesc echipei de la Dorna Candrei, doamna director prezentă, doamna director, și tuturor celorlalți participanți și implicați, fie în calitate de coordonatori, consilieri,
Respectiv, avem și lista voluntarilor îndată pe care vom, care îi vom da citire. Deci, proiect generos, dar și echipă generoasă. Deci, în spatele scenei sunt ca întotdeauna foarte mulți implicați și dăruiți care fac ca toate lucrurile să funcționeze și fac, ne fac să adăugăm valoare. Deci, scopul proiectului să adauge valoare tinerilor și societății în care trăim. Liceul tehnologic Walter Doamna Dorhasca, de asemenea, este prezentă Natasha, bine venit Natasha, mulțumim conducerii lui și din avem implicați cu vedele și calizați, Colegiul SIE de Bucovina, mulțumim că ne-ați întâmplat, Colegiul acela a prezentat cu bărul lui, doamna Dinecu Jansson, Viviana a văzut-o în așa, mulțumim, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, doamna sunteți. Mulțumim frumos, doamna Păpuleanu și doamna Bucu, Narcisa, mulțumim. La Colegiul Economic din Cantemir, doamna director, profind și doamna Alina Șomârcă, Colegiul de Interpul Mușat, cu cei prezenți. Uitați, monitoriți, avem chiar beneficiari direcți ai proiectului. La nivelul fiecare unte școală, spuneam, da? Deci, a funcționat un comitet de coordonare a activităților în acest proiect, și anume directorul școlii, un consilier școlar și un responsabil în relația cu ASED, cu ONG-ul de care fac parte. Și aș citi de asemenea doamna Pârvă, Valentina Bențan, Ioana și Ștebanu Zampira de la doamna Andrei, de la otea doamna Dorhasca, domnul director Ungureanu Adrian, Sofie Ciogole, Anisia și Iacob Natasha Elena, de la Colegiul Silvic, doamna director Cuciuranu Alina, alături de Telinar Mădălina și Ciurușniuc Carmen, de la Alexandru Cebungăr a Humorului, doamna director Ursaciu Mihaiela, Câmpanul Milița Brândușa și Coca Ana, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, doamna director Tatiana Hladiuc, doamna Bugania Crăița și Bucu Narcisa, de la Colegiul Economic Eugenia Trufin, doamna director pe care am s-au luat la doamna Bagiu Florin, domnul Bagiu Florin și Alina Șomăt, care ești prezentă, iar de la Petru Mușat, domnul director Ciocățnar Niculina, Popescu Nicoleta și Rusescu Mădănea, că am avut doi consilieri în această perioadă, și Corina Chimiu, reprezentanta noastră la SER. O echipă generoasă de voluntari ne-a susținut în această activitate și le mulțumesc în mod special pentru implicare, pentru efort, pentru tot ceea ce au făcut în campania de conștientizare, prin care spuneam că am impactat peste 1000 de persoane. Liceul Tehnologic Olde, doamna Dorhasca, Iacov, Elena Natasha, Liceul Tehnologic doamna Candren Bențan, Ioana, de la Colegiul Silviu Corvina Coca, Ionela Larisa, voluntar, de la Colegiul Alexandru Cebungă, Acoborului Jucan, Daniela, de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Radei, Angela, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, doamna Pătuleanu, Liliana, mulțumim, foarte implicată și cu un rezultat deosebit în conștientizarea tinerilor, și de la Colegiul de Tehnic pentru Mușat, Corina Liliana Crimiuc. O să vă găsesc testimoniale, o să le citiți, este exact impactul pe care l-a avut proiectul asupra tinerilor. Între timp, voi mulțumim pentru prezență invitațiilor noștri din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, domnul inspector general adjunct Petru Crăciun și domnul inspector general adjunct Gabriel Matei, mulțumim că sunteți alături de noi în această activitate. Așa, mulțumesc doamnei director Angela Zambrujanu, care ne-a fost alături întotdeauna și data aceasta am venit să fie echipa dumneavoastră de la teatru. Mulțumim, doamna director. Mulțumesc doamnei Alina Berla, consilierul domnului primar, de asemenea, alături de noi în toate activitățile, fie că au fost mese rotunde, fie că au fost campanii de conștientizare, ne-au sprijinit și ne-au ajutat să putem implementa cu succes acest proiect. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, avem alături pe domnul consilier Pavel Lala. O să-i dăm cuvântul dată pentru a prezenta, deci rezultatele de la Neamț. Și din partea Radio Top, avem pe domnul Ovidiu Condruc, deci prezent în sală. Din partea părinților avem pe Sava Lorena, ne-a onorat și în celelalte activități.
și cred că mai avem niște invitați pe care îi rog să prezinte dacă n-am reușit eu să îi identific într-o anumită școală sau într-o organizație. Da? De ce SPC Suceava, de rog, este Sabina și Serviciul Urgență. Așa, doamnă Sabina, vă rog, îi mulțumim frumos că ați răspuns invitației noastre și că ați primit o marfă și programul nostru. O să vă invităm să ne spuneți o părere despre activități și mulțumim că ați fost alături de noi prin reprezentanții direcției și la activitatea activități, fie online sau față în față. Deci, am spus la început că activitatea este în direct, da, pe... transmite direct pe canalul de YouTube al proiectului Edurance for Girls și pe pagina de Facebook. Așa. Ne urmează din partea promotorului, managerul de proiect, o să dăm dată cuvântul pentru a putea puncta rezultatele proiectului sub aspect statistic. N-am vrut să ne suprapunem, să intrăm peste zonele în care ar crea suprapuneri de informații. Din acest motiv am segmentat prezentarea și ați observat că m-am adresat direct celor implicați din județul Suceava și pentru a-i mulțumi și pentru a-i aplauda. Eu cred că merită aplauzele noastre. Deci, Dana Riemann, managerul de proiect, va interveni în curând și avem alături sociologul nostru în proiect care a lucrat cu echipa de cercetare Corina Andrei. Mulțumim mult și vă rog să transmitem mulțumirile noastre doamnei președinte Alexandra Tășanu, echipei minunate de la GoHead, care impactează în mod pozitiv județul Suceava prin foarte multe proiecte, în multe școli, cei care au punctat aceste zone știu, sunt proiecte POPO, sunt proiecte ROS în care s-au implicat experții de la Go Ahead și avem pe construite foarte frumoase proiecte cu rezultate foarte bune școli de Suceava și cred că depășesc 10. Dacă nu, cândva pe 20. Deci sunt proiecte care impactează județul Suceava în momentul prezent. Proiectul care îl avem în implementare acum alte trei școli, să nu știu de cum, dau un exemplu. Da, este pe non-formale și avem în parteneriat Colegiul Economic, Colegiul Petru Mușa și Colegiul Alexandru cel Bun Curacumorului. Deci sunt zonele în care am încheiat proiecte pe POPO și am deschis alte proiecte pe POPO. Deci, cu siguranță, impactează practic tot ceea ce înseamnă starea de bine, înseamnă calitatea procesului instructiv educativ, înseamnă zona de conștientizare și de ajutor în oferit tinerilor să-și descopere poate mai potențialul. În continuare, am dorit cu domnul inspector general, care le mulțumesc că au răspuns invitației, au alte activități, timpul este prețios. Le dau cuvânt pentru câteva, dacă au un gând pentru noi, după care o să dau cuvântul de managerul de proiect, în datele statistice. Mulțumesc pentru vă pentru... Da, mulțumesc, doamna director. Vreau să vă felicit pentru rezultatele obținute în implementarea acestui proiect deosebit. Ați început în 2021. Era pandemia, atunci. Deci ați prins o bucată de pandemie în condiții mai dificile, dar ați desfășurat cu succes activitatea. Mi-e preocupă foarte mult starea de bine în școli. Aici, și acum ați prezentat și un proiect, egalitatea de gen și drepturile omului, conștientizarea elevilor, celor vulnerabili, care i-a strâns și grupul țintă, o parte sunt prezenți și aici în sală. Este foarte important să avem egalitate de șanse pentru toți elevii în
procesul instructiv educativ. Așa cum am mai spus și la alte ședințe, fiecare director trebuie să preocupe școala sa de o stare de bine. Fiecare profesor trebuie să preocupe în clasă de starea de bine a elevilor pentru a face într-adevăr un proces instructiv educativ eficient, astfel încât copiii să fie pe care să progreseze în ritmul său. Să renunțăm la lecțiile tradiționale clasice, să realizăm aceste lecții atractive pentru elevi. Pentru că vedeți situația prin care am trecut, printr-o pandemie. Acum situația la graniță, un an de zile, mâine, se împlinește un an de când a început războiul în Ucraina. Copiii și nu mai copiii și profesorii au suferit banții nu confortabil, mai ales după pandemie. Și asta se observă de faptul că nu mai sunt locuri în cabinetele de psihiatrie infantilă. Psihologii sunt foarte aglomerați, trebuia mai găsești un loc peste 3-4 luni. Aparent așa spune că este bine, dar ce este în sufletul copiilor produc anumite drame. De aceea e foarte important această stare de bine și iată acest proiect deosebit are importanță foarte mare pentru a crea această stare de bine în lungul elevilor și al profesorilor. Ne bucurăm și vă felicităm pentru activitatea desfășurată. Iată, ați ajuns la conferința finală. Vă felicităm și vă dorim succes mai departe în implementarea altor proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule general. Am să încerc să spun și de prindere vis-a-vis de ocazia asta de mici și actuale, dacă se promovează chestia asta pe YouTube, glumesc, în fine. Ce să vă spun, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, consider că acest subiect dezvoltat de acest proiect este un subiect actualitar. Și nu doar la noi în România, ci cred că peste tot în școli din Europa și din lume. Chiar dacă dreptul la educație este un drept garantat prin Constituție, trebuie să recunoaște că, într-adevăr, discriminarea și lipsa acestei egalități de gen este un, sau sunt un subiect de actualitate. Vă felicit pentru subiectul abordat. Țin să precizez că aș dori să văd rezultate și vizavi de ceea ce înseamnă sustenabilitatea acestui proiect un timp și cred că neobosită echipa doamnei Teodoreanu aici la școală sigur se va întâmpla inclusiv ideea de sustenabilitate. Mulțumesc și felicitări în continuare. Legat de sustenabilitate, sigur. Un plan de acțiune care îl găsiți în mapă și acel plan a fost generat ca formarea cercetărilor efectuate de specialiști. Da? Planul este înaintat către Consiliul Județean și primăriile localităților din care fac parte elevele din grupul țintă și care vi dau cu cei școlile respectiv. Și siguranță va produce efecte, pentru că acolo avem activități cuantificate în tot ceea ce înseamnă resurse, materiale umane, idei de a continua proiectul și noi vom pune un număr de cei care doresc să publice aceste rezultate și cu siguranță, așa cum spunea în rândul general, este o nevoie pentru o creștere exponențială în această zonă a consilierii și a susținerii tinerilor. Ceea ce înseamnă să creadă în ei, să stima de sine și să sprijine să mulțim cu ce
Cu continuare, vreau cuvântul managerul de proiect, care mi-a prezentat statistic rezultatele acestui proiect, pentru că la ori de final de activitate de proiect, tot ceea ce am parcurs noi, poate fi prezentat. Format electronic, deci este un dacă aveți nevoie de specific, sigur. Bună dimineața. Eu sunt Dana Jigman, sunt managerul de proiect, reprezint asociația GoHead. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre asociația noastră. Asociația GoHead s-a înființat în 2017 și s-a setat un obiectiv foarte măreț. Și anume, până în 2030, să ajungă în programe de dezvoltare personală în toate liceele tehnologice din România. Și acesta, proiectul Edurize for Girls, pe care discutăm azi, este cuiutul ei. În momentul în care mi s-a propus să fiu manager de proiect, tocmai ieșeam din concediu de creștere copil și mi s-a părut, am citit proiectul, mi s-a părut foarte interesant, foarte frumos și am zis că vreau să contribui la acest proiect, să mă alătur. Și pe lângă faptul că era cuiul asociației GoHead, a devenit și cuiul meu, de care am avut grijă 2 ani de zile. Și în care am găsit o nouă casă, niște oameni minunați, atât de la partenerii din județul Neam, de la Inspectoratul Județean Neam, cât și de la ASER. Și mă bucur că m-am alăturat proiectului. Proiectul Edurize for Girls a avut ca perioadă de implementare, a început în martie 2021 și se finalizează în această lună, la sfârșitul acestei luni. Și scopul lui principal este conștientizarea drepturilor omului și egalității de gen prin programe de dezvoltare personală cu electrica de didactice din 15 unități de învățământ din județul Neamț și din județul Suceava. Cele 15 unități de învățământ care ne-a fost alături pe parcursul celor 2 ani se observă aici, pe acest slide. Din Suceava, doamna Teodoreanu a prezentat toate unitățile de învățământ. Aș vrea să prezentăm și partea din Piatra Neamț, și anume Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu din Piatra Neamț, Colegiul Tehnic Petru Poni, Liceul Tehnologic Gheorghe Rusec Rosnoveanu, Liceul Carol I Bicaz, Colegiul Tehnic Miron Costin din Roman, Liceul Mihail Sadoveanu din Borca și Liceul Tehnologic din Gara Ursului. În cadrul proiectului, după cum spuneam, am targetat inițial 80 de eleve și 210 cadre didactice. În realitate, au un 10% de rezerve. În realitate, am avut mai mult. Am avut minimul acesta, însă în realitate proiectul nostru a acoperit mai multe elege, deoarece și-au dorit să participe și cele din zona de rezerve. Și noi ne-am bucurat foarte mult de interesul lor și a fost minunat să le avem alături de noi. Și s-au făcut mai mult de 1872 de ore de dezvoltare personală, atât cu elevii, cât și cu cadrele didactice. Puteți descoperi testimonialele elevilor participante la program pe pagina de Facebook a proiectului. Colegii mei, alături de care și Corina Andrei,
au discutat cu elevele și cele care au dorit să-și împărtășească povestea și drumul, se găsesc, poveștile lor se găsesc pe pagina de Facebook a proiectului. Tot în cadrul acestui proiect am făcut și un studiu referitor la drepturile și egalitatea de gen. Studiu la care au contribuit sociologul nostru, Corina Andrei, a contribuit asistenții de cercetare, Alina de la ASET și Cătălina Grigoraș de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Despre studiu, să vă spună mai multe colega mea, Corina, la fel și despre rapoartele de monitorizare și planuri de acțiune. Studiul, împreună cu rapoartele de monitorizare și planul de acțiune, se regăsesc pe site-ul de proiecte rightforgirls.ro, secțiunea de articole. O să găsiți acolo, le pot fi descărcate și o să le găsiți pe site-ul proiectului. Ce n-am precizat, cum am ajuns noi la rapoartele de monitorizare și planurile de acțiune. Într-adevăr, studiul a fost baza, însă tot ce am spus în studiu s-a rafinat din cadrul a patru mese rotunde, care două au fost organizate la început proiectului, când s-a făcut și prima etapă din studiu, și două la final de proiect, în care am preluat feedback-ul și s-a discutat tot ce am făcut în cadrul proiectului. Și așa au rezultat rapoartele de monitorizare și planul de acțiune. Un alt punct foarte important a fost în cadrul proiectului nostru, a fost activitatea de conștientizare. Și această activitate de conștientizare am făcut-o prin două evenimente de conștientizare, unul la Piatra Neamț și unul la Suceava, în luna octombrie 2022, la care au participat peste 100 de persoane la fiecare eveniment. Participanții au fost elevi, cadre didactice, consilieri, director de școală, alte organizații ale societății civile implicate în educație și interesante de acest subiect. Am organizat și un concurs pentru elevi și cadre didactice. De asemenea, am lansat campania Curajul nu are gen, la primul eveniment de conștientizare la Suceava, da? Alina mi-arată că are brățara, într-adevăr. Am făcut niște brățări, Curajul nu are gen, colorate, pe care le-am împărțit cu toți participanții la evenimentele noastre. Și prin această campanie ne-am dorit să strângem, am auzit vorbindu-se de sustenabilitate, ne-am dorit să strângem fonduri pentru a putea continua pe zona de sustenabilitate programele de dezvoltare personală cu elevele și cu cadrele didactice. Atât din proiect cât și din celelalte clase care nu au participat la proiect, dar din liceele care au fost incluse în proiect. Acesta, nu știu dacă se aude, oare putem să avem sune. Acesta este evenimentul, este un rezumat al celor două evenimente de conștientizare. Mi-am dorit foarte mult să-l vedeți. Nu știu cum mă poziționez așa ca să se vadă. Îmi pare rău că nu există sunet. Există? Îl puteți rula așa că pot discuta eu pe fundal, nu este nicio putere. Am avut alături de noi psicologi, oameni din speaker important. Ne-am bucurat foarte mult să vă avem la evenimentele noastre și să avem oamenii, toți acei oameni alături de noi.
tot în partea aceasta de conștientizare am avut alături de noi voluntari, care vreau să le mulțumesc. Am avut 3 voluntari pentru partea de Neamț și 6 voluntari pentru partea de Suceava, care ne-au ajutat să facem ședințele de conștientizare în școlile din proiect, unde am strâns peste 2000 de persoane. Targetul nostru era de 2000, dar am reușit să facem mai mult de 2000 de persoane conștientizate pe subiectele din proiect. Proiectul nostru a mai inclus și o parte de dezvoltare organizațională, care s-a raportat la organizațiile GoHead, la organizația GoHead și ASE, în care ce am făcut noi, practic, ne-au ajutat echipele să învețe despre anumite lucruri, și anume comunicare, fundraising, leadership, branding organizațional, astfel încât noi putem să aducem plus valoare în programele pe care le dezvoltăm mai departe. În ultimul rând, aș vrea să vă prezint echipele de proiect, a prezentat și doamna Teodoreanu. Poate nu se vede așa cam ce este în spate, dar în spatele unui proiect sunt foarte mulți oameni, care nu apar, dar ei sunt alături de noi. Aici este echipa asociației GoHead. Sunt oameni care mi-au fost alături în cadrul proiectului în acești 2 ani și cărora vreau să le mulțumesc. Este Andrei Corina, care este sociologul nostru. Am mai avut alături de noi pe Cosmin, tot sociolog, o perioadă scurtă de timp, pe Corina Gheorgheza, care e expert de informare și comunicare, Cristina Vutuleanu, care este expertul nostru financiar, voluntari, Mihaela Mihailă, Sandra Sebastian, sunt Diana Sârbu și terapeuții noștri cu care am făcut programele de dezvoltare în licee, Marius și Doina. Și Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Am avut alături de noi o întreagă echipă, doamna Florentina Luca Moise, Cristina Secară, Mihai Obreja, care au fost coordonatori, Roxana Bujică și Adelina Oțoianu, care sunt experți financiari, Daniel Sava, expert informare și comunicare, și Cătălina Grigoraș, asistent de cercetare, Pavel Lala, care este alături de noi azi, consilier de dezvoltare personală, și doamna Ungureanu Elena, care a fost și ea alături de noi o scurtă perioadă de timp. Iar echipa asociației pentru ASET, nu știu dacă am reușit să-i cuprind pe toți, sper că am reușit să-i cuprind pe toți. Doamne Teodoreanu, care ne-am găsit înțelegere și mulțumesc foarte mult și care a fost la mine de mine. Doamna Irina Jucăreanu, expert financiar, Stefana, care este expert de achiziții, Maria Pentilescu, care mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul, Alina, asistent de cercetare, Nicoleta, care am înțeles care nu se află alături de noi, adică într-o școală la program de dezvoltare personală și n-a putut fi alături de noi, și voluntarii. Liliana Pătuleanu, Angela Rabei, Daniela Jucan, Ionela Larisa Coca, Ioana Bencean, Elena Natasha Iacob, Liliana Corina Pinciuc. Care ne-au dus mesajul mai departe în școlile din proiect. Și aici n-aș vrea să rămână neobservat, pentru că de aici ne-au venit banii și ei ne-au ajutat să implementăm acest proiect. Este vorba de Artisic Freedom Fund România. Și o să pun pe final un mic video, să auzim puțin despre Artisic Freedom Fund. Vă mulțumesc! Campania noastră Curajul nu are gen, vă invit, dacă știți persoane care sunt interesate, să ne ajute să continuăm dezvoltarea personală în școli, pe site-ul GoHead se află un buton de donează. Este finanțat prin grantul SNE 2014-2020.
Obiectivul general al grantului este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare. Islanda, Liechtenstein, Portugalia, Rusia este administrată de reconstrucție din Fundația pentru Dezvoltare Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Rom, Fundația BAT și Familier Noci, care acționează în calitate de operator de fond desemnat de către FMO, Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiei. Active Citizen Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. O alocare totală de 47 de milioane de euro crește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizen Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizenfund.ro. Pentru mai multe informații despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. Dacă nu mai avem acum în prima parte, mai avem un mesaj care se poate afla? Da, pare că sunt. Mare reprezentant a inspectoratului județean Neamț, să ne spună câteva cuvinte. Da, bună ziua. Ce a semnat experiența ta în acest proiect și cum... Da, numele meu este Pavel Alaș, consilier de dezvoltare personală, în care pot spune că a fost o dezvoltare personală pentru mine, cât și pentru ele, sper că și pentru ele să fost dezvoltare personală. Și consider că dezvoltarea personală omul începe atunci când este capabil să ia singur. Atunci când știi de ce faci un lucru, aceasta este educația, să știi de ce faci acel lucru și cum îl faci. Deci a fi educat înseamnă a avea multe șanse de reușită, de succes. Educația este cea care îl formează pe om, îl faci să viseze. M-am înscris în acest proiect tocmai pentru a contribui la creșterea șanselor de succes, atât ale mele, cât și ale elevilor care au participat la activitățile de consiliere, să conștientizeze faptul că fiecare persoană este unică și repetabilă și are calități, nu doar defecte, că de multe ori avem tendința aceasta să ne vedem doar defectele noastre și lăsăm deoparte calitățile. M-am bucurat că am putut face parte din acest proiect și vreau să spun că la începutul activităților foarte multe eleve, adică majoritatea, aveau acea temere de a vorbi, am văzut foarte multe fete, aveau temere de a vorbi deschis în public, de a-și spune părerea proprie. Am cunoscut, m-am impresionat, foarte multe povești de viață adevărate, care m-au pus pe gânduri și am impactat cu acele povești și am vrut să le ajut pe fete să reușească mai departe. Chiar dacă provin dintr-un mediu vulnerabil și ele au acces egal la educație și cred și susțin acest lucru de a toată lumea să aibă șanse egale la educație. Să fie o educație pentru toată lumea, educație deschisă pentru toți, indiferent de vârstă sau de alte criterii, condiții socioeconomice și în același timp și pentru fiecare, în funcție de specificul fiecăruia. Vă spuneam că am cunoscut eleve care aveau rușine de a vorbi în public și cele din urmă au reușit să vorbească, au participat la acel concurs despre care vă spuneam. Doamna Gana Cicman, curajul nu are gen
și tot ele au fost cei care, unul dintre ele, elevi au dat și interviuri, după aceea ele care nu aveau curaj deloc să vorbească în public, și mai mult decât atât, unul dintre ele erau arătate cu degetul ca fiind persoane, unele considerate violente sau agresive și nu se lua în considerare poate mediul în care au crescut sau ce au văzut în familie. Iar aceste activități au fost cu scopul acesta de a conștientiza aceste lucruri și de a reuși să se depășești condiția pe care o ai. Eu pot să spun că m-am bucurat și mă bucur că am putut face parte din acest proiect, pentru că am învățat din acest proiect că viața este despre educație și educația este despre viață. Și mulțumesc organizatorilor proiectului. Păstrez în continuare legătura și bună repede din proiect. Mai vorbim, am făcut o mulțime de grupuri de WhatsApp și sperăm să se meargă proiectul mai departe, pentru că este nevoie de acest proiect. E cumva doar s-a aprins o scânteie, așa aș putea spune. De acum, când s-au legat lucrurile mai bine, când relațiile s-au mai strâns, așa acum se termină proiectul. Când ar trebui acum să pornim cu părțe proaspete și când fetele au căpătat încredere și pot de vorbi în liber, să mergem mai departe, spre noi orizonturi. Cam atât am avut eu de spus și sperăm să mergem mai departe și să găsim donatori suficienți care sunt la locul acestui proiect. Mă bucur că am participat la toate etapele acestui proiect deosebit de important pentru comunitate. În primul rând am solicitat echipa tehnică care a implementat acest proiect și n-am decât cuvinte de apreciere pentru modul excelent cum s-a desfășurat acest proiect. Ela s-au finalizat fondurile, a ajuns la conferința finală. Trebuie să ne gândim acum cum să facem ca acest proiect să continue. Am văzut acel program, acea idee extraordinară pe care o aveți, de a înainta către consiliile locale planul de măsuri. Eu mă gândesc ca să extindem ca acest program să ajungă la toate consiliile locale și din Suceava și din Neamț, pentru că în momentul de față sunt avantajate consiliile locale care sunt, au școlile unde s-a devolat proiectul, dar nu este suficient și vă propun de asemenea să veniți cu propuneri de proiecte pentru Consiliul Local ca această activitate să poată să fie bugetată și din fondurile Consiliului Local, pentru că nu cred că nimeni se va opune educației, egalității de gen, o temă care este mult dezbătută în perioada actuală și cu argumente foarte serioase, pentru că așa ați spus, ce frumos ați spus, lucrăm împreună pentru o Europa verde, competitivă, inclusivă și cu pace, cu liniște. Și atunci pentru tânăra generație, și în special pentru fete, care în momentul de față poate sunt cele mai vulnerabile, trebuie să facem mult mai mult. Așa că eu vin cu această propunere, pe lângă felicitările din toată inima și toată aprecierea și prețuirea mea. Sincer, felicitări și mult succes și mă alătur acestui proiect minunat. Vă mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc ceva, pentru că sunt în momentul de față, lucrez eu cu o instituție de cultură care avem și noi pârtiile noastre. Putem prin spectacole pe care îl facem cu mesaj social să susținem acest proiect.
Dar vreau să mulțumesc și eu pentru invitație. Îmi pare rău că nu am putut să fiu alături de dumneavoastră de la început și am primit colegi. Să știți că personal susțin educația și egalitatea de gen. Este un subiect care îmi place foarte mult și am avut campanii alături de colegii mei din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava pentru prevenirea abandonului școlar. Iubesc acest subiect și aș vrea să fiu alături de dumneavoastră și mi-ar plăcea să fim și noi partenerii proiectele dumneavoastră, pentru că avem foarte mult copii. Eu lucrez mai mult pe comunitățile din județul Suceava și acolo întâlnim probleme foarte mari. Și aș dori să mă alătur dumneavoastră și să susțin prevenirea abandonului școlar. Vă mulțumesc tare mult! Susținere, compunere și apreciere se cunoștință noastră și siguranță că lumea a fost plantată, pentru că deja idee de proiect către Consiliul Local și parteneri avem. Cu siguranță grupul țintă există, deci nu ne rămâne decât să îndrăznim, să unim porțile și să punem pe hârtie ceea ce practic avem deja în plan. Deci activitatea prin plan, doar să le schimbăm sub forma unui proiecțel pe care să cuantificăm grupul țintă același, să zicem, și să solicităm finanțarea în afară de practică să se continue, pentru că este necesar. Mulțumim că da. Cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi dăm cuvântul cu mine. Reați un cuvânt pe partea. Pe partea. O să puneți pe mute ca să nu mai vin. Alături avem campioane și țuri cu boane.
Bună ziua, putem începe cea de-a doua parte a conferinței, care este mai mult o discuție, așa vreau să fie. Să vorbim puțin despre partea de impact a acestui proiect, despre lucrurile care trebuie cumva duse mai departe. Și o să încep și la vă spune și eu, vă mulțumesc foarte mult, doamna, că ați aici. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Într-un proiect care, cu adevărat, este foarte frumos, dar nu a fost chiar așa ușor. Nu a fost ușor și din perspectiva temei, pentru că spunem că o abordăm, dar de multe ori nu o abordăm cu seriozitate. Mi se pare că, de fapt, lucrurile sunt deja rezolvate, dar dacă intrăm în esențe și, și vedem toate nuanțele, mai ales pe partea de stereotipare, ne dăm seama că mai avem foarte mult de lucru. Eu sunt Corina Andrei, sunt sociolog, sunt doctor în științe politice, sunt în acest proiect de când a fost el mic, adică de la idee. Am construit împreună cu colegele mele idee, am participat la scrierea lui. Toată îmi dau seama că l-am făcut destul de ambițios, mai ales pe tot ce înseamnă sustenabilitate și tot ce înseamnă analiză și cercetare. Proiectul practic are trei paliere, cum ați putut observa. Avem partea de conștientizare, care este mai importantă decât putem bănui. Avem partea de intervenție despre care a vorbit foarte bine colegul meu de la Neamț, Pavel, despre discuțiile directe cu elevele, cu elevii și cu cadrele didactice. Și avem și această parte de, să zicem, analiză și ulterior încercare de a intra un pic pe partea de advocacy și plan de acțiune pentru a duce mai departe, a fi sustenabil și, unde ne este cel mai dificil, a aloca niște bugete. Pentru că toate vor avea nevoie la un moment dat și de parte de finanțare și o susțin foarte mult pe doamna Teodoreanu să scriem proiecte, dar cred că acest proiect are nevoie mai mult de continuitate decât de proiectele. Exact cum a plecat doamna care a zis că trebuie la toate consiliile locale să ajungă într-un fel sau altul acest mesaj, nu doar din cele două județe ale proiectului, ci și în alte județe unde sunt multe probleme. Noi facem analize, avem chiar o analiză națională la nivel de licee tehnologice, unde au răspuns aproape 1000 de elevi, și fete și băieți, și au povestit un pic de provocările pe care le au și credeți-mă că nu sunt foarte mari diferențe, chiar când vorbim de orașe pe care noi le considerăm foarte mai dezvoltate, cum ar fi Cluj, Timișoara, București. Eu am pregătit niște slide-uri, nu vreau neapărat să vorbesc despre ele, dar putem să dăm mai departe. Doar așa, ca să trec un pic prin activitatea proiectului, nu vreau mai mult de 5 minute. Am început cu un studiu. Studiul a fost, am încercat să-l structurăm foarte bine prin a vedea cele trei perspective, cadre didactice, părinți, elevi. Am pus întrebări pe partea de gen, am pus întrebări pe bullying. Cum mă așteptam, perspectivele sunt un pic diferite. Copiii au fost poate un pic cei mai sinceri și au arătat oglinda la tot ce înseamnă aceste nuanțe legate de marginalizare și de stereotipare. Cadrele didactice le percep, dar câteodată sunt legate de mâini de picioare, iar părinții în vâltoare și în stresul zilnic și în nevoile financiare, care mai ales anul acesta se simt foarte mult datorită celor două situații de criză, pandemie și război la graniță, nu mai au timp să mai intre și să lucreze cu partea emoțională a copiilor lor. Vreau să spun că am fost săptămâna trecută, cred, la o întâlnire la guvern, eram singură ologistă de acolo, pe partea de strategie de dezvoltare durabilă, ce urmează pentru 2030, și în sfârșit iau un calcul serios partea de sănătate mentală a populației, care nu este de glumit. Iar la adolescenți vor fi probabil multe proiecte unde chiar trebuie să luăm măsuri. Și atunci, cumva, și noi ne legăm pe partea de dezvoltare personală, pentru că, cu siguranță, domnul consilier ne pot spune, au descoperit multe cazuri unde probabil nevoia de terapie mai accentuată s-a arătat la anumite elevi. Și nu știu cât de mult
de conștient au fost părinții de, sau sunt părinții de acest lucru, mai ales că avem, sigur, cazurile de foarte mulți părinți de care apar. Am aici nevoile fetelor, așa cum le-am văzut în studiu. Partea de consiliere nu mai are rost să mai accentuăm, știm cu toții că lipsește și începem încet încet cu proiecte pentru traseu profesional. Unii sunt foarte demusolați, inclusiv nu contează zice o teoretic, tehnologic, nu știu ce să facă mai departe, chiar în prag de clasa 12-a. Partea de informare pe egalitatea de gen și modalitatea de combatere de discriminare și stereotipuri, din păcate nu se conștientizează, nu sunt explicate conceptele suficient, sunt lucruri atât de fine și atât de bine rădăcinate la noi în percepții, încât nu prea, nici nu ne dăm seama că de fapt stereotipăm și când spunem unei fete ce vrei tu să te faci poliție, este ceva mult prea greu pentru tine. Tu o să vrei să naști, o să trebuie o meserie mai ușoară, dar nu este atât important. Important e ce vrea să facă fiecare și ce se potrivește. Important sunt aptitudinile persoanei respective. Asta nu zic că dacă cineva vrea să fie carnică toată viața, nu are acest drept. Dar nu trebuie neapărat împinș. Trebuie văzut exact ce se potrivește fiecăruia, de preferat indiferent de gen. Avem partea de dezvoltare personală. Asta, cel mai mare impact al acestui proiect a fost tot ce a ținut de încredere în sine. Sper că fetele pot să-mi confirme acest lucru. O să le întreb și pe ele la final ce părere au avut. Au nevoie de ateliere de autocunoaștere. Au nevoie de parte de stimă de sine, de încredere. Exact cum a spus și Pavel, să vorbească, să spună părerea, să-și susțină argumentat deciziile. Și foarte, foarte important, mai ales că sunt ele de față și sper să dea mai departe, să nu intre în relații de dependență cu băieții sau cu anturajul. Aici este un lucru la care probabil trebuie să se lucreze la nivel de toate liceele, unde anturajul intervine și ajung să absenteze, ajung să aibă rezultate școlare proaste, ajung să îi se pare mai interesant să lucreze pe câțiva bănuți și să-și lase școala și după aceea greu și problematic ajung în programe de a doua șansă. În paralel există acele mici povestea cenușărețe, dramele personale, în care se ajung evident sarcini nedorite și căsătorii timpurii. Avem, exact cum ziceam, intervenții susținute din partea personalului școlii pentru absenteism, dependențe, foarte multe dependențe. Din păcate și substanțele și alcoolul sunt pe toate drumurile ca niște bombonele, relații toxice și sigur situațiile de bullying și trebuie să monitorizăm atent corelarea traseului profesional cu aptitudinile și dorințele și pe comunicarea constantă cu tutorii și părinții. Noi tot susținem această consiliere parentală, dar tot eu susțin că această consiliere parentală trebuie, cum am zis și metrele rotunde, să înceapă de undeva, de la grădiniță, unde părintele este mai deschis să îmbrățișeze sfaturi, decât la liceu. La liceu poate deveni un pic tardiv. Așa. În rapoartele noastre am dat câteva direcții ca să monitorizăm modul cum sunt implementate politicile de gen în școli. În rapoartele care ajung acum pe mesele consiliilor locale și județene, avem aceste 6 direcții unde încercăm să avem cumva modul cum am construit proiectul să continuăm, să noi dăm mai departe instrumentele și instrumentele de sondare a percepțiilor și modul cum pot fi implicați consilierii școlari și modul cum pot fi implicați diriginții. Trebuie constant monitorizat și evaluat acest risc de abandon școlar, de stereotipare și discriminare, în așa fel încât pentru că ești fată, mai bine nu termini sau te duci în altă parte, sau pentru că ești băiat, mai bine muncești, lasă școala și tot așa, că trebuie să te întreții familia ulterior. Sigur, comunicarea cu părinții, dacă poți să dai și un pic mai departe, vreau să...
Așa. Aici am pus simbolurile din strategia de dezvoltare durabilă, pentru că avem două obiective care se unesc, educație de calitate și egalitate de gen. Ceea ce am pus noi în planurile de acțiune ca măsuri concrete sunt acces pentru cadre didactice la o bază teoretică de cunoștințe și concepte, cât și la o bază materială, reprezentante de cărți și materiale didactice cu această tematică. Am pus și un mic buget unde ar putea fiecare școală să-și aloce un colțișor în bibliotecă sau într-un spațiu de lucru fiecare cum își dorește, ca elevii să aibă acces și chiar uite, să poată să facă diverse ateliere la materiile de profil, mă refer la materiile socio-umane sau cu diriginții, unde să abordeze astfel de teme. Evident, în exerciții practice sunt mult mai interesante. Acces la ședințe de dezvoltare personală, care pot sprijini procesul de autocunoaștere, părerea noastră este că fiecare elev are nevoie de așa ceva și cred că și fiecare cadru didactic ar ajuta, exact cum am zis, și pentru unii și pentru ceilalți, să poată face o evaluare corectă a nevoilor și să facă și un pic de consiliere, pentru că din noi elevii se atașează, nu se pot atașa numai de consilier școlar, se atașează de diriginte, se atașează de un anumit profesor și ei pot căuta sfatul. Și atunci este mult mai ușor dacă ai și o bază teoretică și câteva exerciții, să poți să știi ce să-i răspunzi respectivului elev. Și sigur, sesiuni de educație parentală, unde sunt discuții largi, dar chiar cred că sunt necesare. Așa. La planurile de acțiune, am scris doar obiectivele, aveți planul de acțiune la mapă. Noi l-am discutat în mesele rotunde. Sper din tot sufletul ca mai departe consiliile locale și consiliile județene să reacționeze și în discuție cu școlile participante și cu alte școli, dacă se vor dori, să vadă în ce măsură pot aloca, începând de anul viitor, niște mici bugete, începând de la un buget mai restrâns și tot așa, și evident proiecte în paralel, ca lucrurile să meargă în continuare. Și am setat și câteva obiective. Avem creștere în nivel de informare, creștere în nivel de conștientizare, ca să dea la un moment dat posibilitatea elevilor să identifice eventualele situații în care iau anumite decizii datorită stereotipării sau chiar a discriminării și să ia atitudine și când sunt martori la astfel de situații, să-și selecteze traseul profesional conform competențelor și dorințelor și evident să nu ajungă în situații de criză și aici ne referim situații grave de criză, cum sunt relații toxice, abandon, sarcini, suicid și tot felul de dependențe care sunt din ce în ce mai... Exact ce discutam legat de partea de sănătate mentală. Mulțumesc, că este următorul slide, să fiu rapidă. Mulțumesc mult! Orice întrebări aveți pentru mine de pe partea de teren, vă le pot spune. Eu am în paralel, prin asociație, am luat și câteva interviuri fetelor. La fel ca Pavel, am auzit niște povești care m-au cutremurat. Unele chiar, discutam cu doamna de Ledeage, unele chiar de mers mai departe cu ele. M-au impresionat 3-4 mărturii, două din Suceava, două din Neamț. Una era unei fete care a fost mult, mult timp buluită și care a reușit și cu ajutorul programului nostru și ea însă să găsească forță să nu mai să meargă mai departe și să nu mai țină, să devină mai puternică, fără să fie ulterior rancunoasă. Lucruri foarte urâte cu o fată care nu crește cu mama ei. O altă fată mi-a zis că a ajuns să nu mai absenteze, să-și dea seama de importanța școlii. Și care a spus tocmai că regretă că a absentat atât, pentru că și-a dat seama că timpul pierdut nu și-l va mai recăpăta. A avut așa niște mici revelații și mi s-au părut extrem de importante pentru mine. A fost chiar, pentru că asta este nucleul. Să-și dea seama de importanța școlii. Luptă cu agresivitatea pe care o are tocmai să nu marginalizeze și să nu retardă alți colegi. O altă poveste este unei fete extrem de
extrem de cuminte și de educate, care ne-a făcut povestea și a vrut să fie anonimă și după ce am vorbit mult timp, atunci când a apărut la noi pe site, a zis că ea vrea să arate, vrea să susțină punctul de vedere, că nu mai vrea să stea în umbră, care știa ceva de spus și să le zică colegilor ei și să nu să răspundă atunci când este atacată, ceea ce mi s-a părut iarăși foarte drăguț. Iar o altă fată mi-a atras atenția că există cazuri în care fetele acceptă să facă niște compromisuri pe care nu ar trebui să le facă ca să-și mențină relațiile cu băieți. În sensul că are prietene care ajung pur și simplu să-și îngeapă pe viața sexuală, să facă niște compromisuri pentru că așa zice băiatul de lângă ele, ca nu cumva să le părăsească. Și pentru ea era foarte dureros să vadă acest lucru la prietenele ei. Și mi s-a părut un semnal de alarmă, tocmai de aceea am introdus și acele relații toxice. Iubirea nu există, nu înseamnă toxicitate. Iubirea înseamnă ceva frumos și fiecare poate să fie așa cum își dorește și poate să-și ia deciziile cum vor. Nu este nicio tragedie dacă doar ca 11 de femeie iubit. Eu n-am văzut la să zic pe 11 aici, ce mă doar pe fericită. Ce moment de lucru. Cam acestea sunt lucrurile pe care vreau să vi le spun. Dacă aveți orice tip de întrebări, sunt aici să vă răspund. Am și eu niște întrebări pentru dumneavoastră, dar aștept să-mi spuneți, o să mă așez. Deci, am rămas și simba. Curaj, întrebări. Da. Întrebări de pe teren, ce vi se pare că... Sau ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Ce ați putea să facem? Știu sigur că este un lucru pe care vrem să-l includem în viitor. Acela este implicarea mai activă a băieții. Pentru că de peste tot am avut această feedback. Mulți băieți ar fi dorit și ei să intre, să facă și ei un pic de dezvoltare pe familie, să facă niște ateliere unde probabil ei și fetele ar fi fost puși în situația de a te înțelege reciproc. Pentru că și eu foarte multe probleme. Deci asta știu sigur că este un lucru cu care am vrut să mergem mai departe. Constructiv. Exact. În direcții. Interesantă. Eu cred că fiecare director întâlnește, dacă nu în fiecare zi, în fiecare săptămână, o situație care consideră că are nevoie de sprijin specialiștilor în domeniu, întâlnește tine care vor un semnal de alarmă cu prioritate și atunci lucrul acesta nu ne poate lăsa reci. În consecință, prin proiecte, ori două consilierului din școală, încercăm să găsim soluții pentru a ne sprijini să depășească. La nivelul școlilor, pe lângă proiectele din ASED, noi am avut proiectul ROSE, prin care aveam consiliere, am avut proiecte OPU, prin care am introdus activitatea de consiliere și am constatat câtă nevoie este. Însă, aceste proiecte țin un an, doi, generațiile care beneficiază, cresc și pleacă, din timpul altele. Deci, ideea de sustenabilitate și de a împărtăși și de a continua este una vizibilă și necesară atunci, cred eu că avem cu toții loc de... făcut bine, așa se teamă, ar face bine, a da un spate de plin, din o mână. Un alt lucru pe care nu l-am prins și eu în preț final mi-am dat seama că este foarte important și cu siguranță vom începe alte proiecte pentru că este un an al digitalizării, este folosirea tehnologiei cu cap. Tehnologia se folosește de multe ori destructiv. De către tineri și de către adulți, de către copii nu mai putem. Acum deja intrăm într-o discuție foarte amplă. Dar tehnologia trebuie cumva văzută și toate generațiile și noi adulți trebuie să ieșim un pic din acest miraj al social media și care este dăunător. Îți dau niște frustrări inutile și iluzorii, pentru că este clar că ce se vede acolo nu. Social media trebuie folosit pentru diseminare, pentru socializare, dar nu pentru această veșnică comparație. Da. Și bine, am zis de social media Facebook că sunt bătrână, dar Instagram e din nou. Și mai înțeles că sunt acolo. Dar și vin altele, exact, care
Bună ziua, Ana Zărlan, Maria Suceava. Aș dori să vă întreb, care este să mă ridic acolo de post? Care a fost impactul asupra părinților? Acest proiect. Ce au fost copiii când au mers? Și eu au spus, mamă, da, care este acest proiect? Sunteți și voi invitați la consiliere. Cum au reacționat părinții? Și haideți să vă spun de ce vă întreb. Sunt foarte mulți părinți care neagă copiilor la o problemă și refuză consiliere. Și aici vorbesc ca și în prisma serviciului, pentru că serviciul meu m-a adus inclusiv în consilii de administrație ale școlilor. Am peste 11 ani experiență în consiliul de administrație a școlii, plus 3 ani de zile am fost profesoară. Și chiar dacă am stat numai 3 ani la catedră, pe mine m-a impactat refuzul părinților de a-și ajuta copiii într-un mod constructiv, că destructiv am văzut. Și m-a impactat părinții care vin de acești tipuri de copilul meu. Eu îl cunosc mai bine. Și de fapt nu-i cunosc. Și avem cazuri în care fetele vin gravide acasă, băieții culegi de la... și fete, ca să nu facem discriminări, da? Că până la urmă și fata aia care a rămas însărcinată, nu a rămas singură. Deci copiii aia deja sunt niște copii pierduți. Și părinții nu acceptă. Și aruncă vina pe copii, pe societate, dar niciodată nu-și asumă partea lor de vină. Că, cum am spus și anul la debutul proiectului, am zis, mi-aduc aminte că am zis că discriminarea începe acasă. Discriminarea începe acasă, în familie. Ești fată, trebuie să te măriți, să faci copii, să ai grijă de soț. Ești băiat, trebuie să te însori, să mergi la serviciu, să ai grijă de copil, de familie. Și asta aș vrea să știu dacă se vede ceva îmbunătățire în relația asta de părinți, copii, școală și dacă părinții încep să fie deschiși la consiliere, că până la urmă nu-i vorba, nu-i insultăm, nu le punem, că ea să consideră că le pui la îndoială capacităților lor parentale. Nu, îmbunătățim comunicarea. Pentru că sunt generații întregi, care, copii, părinți care n-au comunicat în veci purul și nici acum nu comunică. Și se merge pe principiu, trebuie să mi te supui. Sunt mama ta, sunt tatăl tău, știu ce mai bine pentru tine. Și nu întotdeauna e așa. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu despre intervenția părinților și despre modul cum percep ei problemele adolescenților, este mai mult din studiu. Pe teren au fost colegii mei consilieri și nu aș fi exact să spun decât din interviurile cu fetele. Câteva interviuri pe care le-am avut, pentru că i-am întrebat de relația cu părinți. În ceea ce privește modul de a mă aborda ei acest proiect, au fost deschiși. Au fost deschiși doar pe hârtie, din păcate eu asta nu pot să trăi. Dar de lăsat i-au lăsat să participe. Avem județe și probleme în alte părți de părinți, nu au fost acolo. Ori aici lucrurile nu au fost așa. Ei au fost deschiși. Cu adevărat, se vede o discrepanță la nivelul percepției, la tot ce ține de bullying, de gen, de... Nu au discutat, unul dintre ei nu prea discut partea de gen acasă. Se vede cu adevărat și o genizare a discuțiilor. Dacă te uiți pe baza de date, da, mamele discută mai mult probleme, mai ales acum vorbim de fete, decât tați, care nu abordează subiectul prea atent. Însă au fost deschiși copiilor să participe. Indiferent că au făcut parte dintr-o anumită comunitate, indiferent și nu mă refer la toate tipurile de comunitate, și religioase și... Adică dacă s-a dus și... cumva, cred că în județele din regiunea nord-est, ca să nu le împart într-un fel istoric, Moldova, Transilvania, așa. Deci, pentru că am lucrat mult și pe Bacău și Vaslui, au o deschidere către comunitate. Și asta ajută foarte mult. E ceva ce eu personal aș folosi în politicile locale. Ca și că sunteți reprezentat la primărie și... Pentru că dacă în comunitate reușești să-i adun pe câteva ceilalți, totuși au spiritul acesta al comunității care, din păcate, în orașele foarte mari, că comunitățile metropolitane s-au pierdut destul de mult.
De aceea cred că problemele de bullying mai accentuate și le-am și văzut sunt mai multe urbane decât rurale. Deci, în comunitățile rurale, nu prea că se știe X cu Y, se duc părinții la ceilalți părinți, mă, dar de ce trebuie să fie copilul meu? Și până la urmă se rezolvă acolo în familie, să zic așa. Deci părinții au fost deschiși. Da, la nivel de percepție nu sunt, de niciun caz nu sunt conștient de anumite probleme pe care le au copiii, dar își doresc. Își doresc să sprijine, să ajute, să rezolve. Cel puțin cei care s-au implicat. Acum, și la sondaj au participat cei care se implică. Nu știu dacă i-am prins pe ceilalți. Dar cred că deschidere există. Cred că deschidere există. Unul cu adevărat și cazuri mai grele. Cazuri mai grele, dar, de exemplu, la mame, cred că este o problemă și a copiare. Trebuie să se ocupe de cei mici. Și cei mari rămân să aibă grijă de cei mici. Cei mari sunt tinerii despre care vorbim. Și atunci, nu le găsesc nicio circunstanță atenuantă, dar n-ai cum, că am și eu un copil de 7 ani și câteva luni care tot timpul are o problemă că pe el nu-l bagă în seamă și o fetiță care nu are nici 2 ani, am dat la serviciu chiar pentru acest proiect, mai devreme. Și n-am cum să-l las, pentru că e mică, chiar nu poate fără mine. Atunci, fiul meu, mi se pare că lui nu, deși îi dau foarte mult atenție. Da, e adevărat. Atunci, copilul tău are niște probleme, e destul de dificil să deschidă ochii, de aceea cred că trebuie trecut de la grădiniță. Pentru că avem specialiști care văd niște lucruri. Și când vorbeam cu doamna de la DGATPC, acolo unde sunt probleme grave, eu nu cred că copilul are să în acel caz. Oricât de trist pare. Sau cel puțin să-i luat parțial până poate lucrurile se rezolvă. Pentru că sunt părinți care au revelații. Exact. Mi-a plăcut foarte mult într-unul dintre interviuri una dintre fete dintr-o anumită comunitate, cea despre care ziceam că a vrut iată la suprafață să-și arate, a fost susținută de mama. Și a fost susținută de mama ei lucruri basic, să poate pantaloni, să continue școala, să facă ce-și dorește și foarte important. Adică e o comunicare transgenerațională extrem de bună. Dar, sigur, sunt de acord că sunt multe critici. Și, dar, cred că dacă începem de la grădiniță, școala primară, să vin toți părinții să îmbolucem la ce sunt cu învățătoarea, cred că de acolo o facem lucruri mai bine. În acest moment, intervenim. Dar pe proiectul nostru nu pot, mai că mi s-au părut destul de deschiși. Au venit chiar și la ședințele de conștientizare, am avut părinți și cu adevărat că copiii micuți, accentul s-a pus pe partea de cadre didactice și ele, în special. Este un proiect totuși micut de 2 ani, dar sunt proiecte mari care pot implica mult față de părinți, mult mai mult. Bă, dar este o fază, un început care se poate dezvolta în timp. Pentru că am observat că în anumite comunități, cum am spus, e suficient să fie una, două persoane sau una, două familii care, cum am spus, să încurajeze copiii, să fie așa, și impactul în timp se vede. Pentru că încet, încet, ok, hai să fac și eu, hai să vedem și noi cum îi. Important e să începem undeva. Chiar să facem ceva și să nu așteptăm să vină, nu știu, X, Y, Z, primăria, să vină să facă. Ok, bine, dar implică-te și tu. Dacă nu ne implicăm toți... Este, ce pe unde cred că tu e lucrat cu părinții, noi să lucrăm cu noi niște, asta de a înțelege rostul educației reale și de a da mai departe elevilor cât... faptul că școala este importantă. Nu poți să vorbești acasă urât despre sistemul de educație, chiar și când vorbești despre doamna ministru. Și să te aștepți ca cel care e la masă cu tine să te uite pe telefon, te aude și să după aceea să aibă note bune și să abordeze școala terenă. Este vorba de aici de lucrat, de abordare, la fel ca și sistemul de sănătate. E aceeași problemă. Bun, nu avem încredere în nu care medici în față, dar nu putem după ureche non-stop, că după aceea ajungem în niște situații. Că trebuie să ne ducem la specialiști. Dacă vrei, Pavel, dacă ai lucrat despre tine... Da, eu am avut ore de consiliere cu părinții, ce dat cu elevele. În discuțiile avute cu directorii unităților de învățământ, într-adevăr, există o reticență de partea părinților.
Dar le-au lăsat pe fete, la să participe la activități, nu au fost probleme în acest sens. Nu prea au înțeles, unii nu înțelegeau ce înseamnă egalitate de gen, egalitate de șansă. Se gândeau pe alte chestii și nu înseamnă că e învățat să creadă că poate e băiat sau nu știu ce idei din acestea aveau altfel. Nu știau. Și am urmărit părinți care nici nu știu să scrie și să citească. Și atunci ei nu știau, e bine, nu e bine, se gândeau că, nu știu, vor să le luăm casă sau altele că trebuie să semneze. Dar așa am fost de acord, când le-am explicat și directorul de să-mi explicat, uitați că e bine pentru fara dumneavoastră, că se mai poate deschide, nu e pentru succesul ei, pentru reușită ei la școală. Și atunci, având și unele familii există probleme cu abandonul școlar, cu eșec școlar, au fost de acord părinții, cumva văzând acesta un ajutor ca să mai vină la școală copilul. Știau, i-au depășit unele situații și părinții sunt depășit de situații și nu mai știu cum să procedeze. Și atunci au zis, păi, dar e așa, haide să facem cumva. Vorbea colega mea și de cei dintre de comunități. La unele școli, dar avem din comunități de etnie romă. Și acolo erau unele probleme, că sunt unele cutume care sunt obișnuiți în privința fetelor și au fost cazuri în care în școală, da, fetele de clasa noua trebuiau să se mărite, să arde alte planuri, nu știu dacă au avut un proiect, dar au fost școli pentru care clasa noua s-a măritat. Și mi se pare că și la noi în proiect au fost așa un caz, dar n-am mai continuat școala. A trebuit tot la fel să... Da, noi la școală, de exemplu, avem un caz. De când se devine romă, care vine la școală și avem și mai anul. Le-a ieșit de învieță, știți? Da, da. Și dacă pot învieță și pot ții de romanță în urmă. Și ea e chiar destul. A fost o învață prin învieță asta, care și-a fost învieță asta. Într-adevăr, noi la școală și consiliul școlar și profesorul care practice își fac treaba, dar dacă acasă se merge pe latura cealaltă de discutivă, atunci tot degeaba. De asta trebuie să vedem și părinții în consiliere și să ne ajute. Colegii în domeniul școlare pe favorizate și pe bune și cumva să mergem mai departe și la medicină, acum și la ambulanță, la zile, tot felul de situație. Și să știți că de obicei se va cum și elegi școlare în părinți. Pentru că ei la casă și eu puteam niște mesaje în părinților. Cu tare, cu luat, cu tare rezultate, cu tare potrezi o sală. Și internetul a făcut și mediul lor în tipul familial, și în verbație, și în relația se formează cu interacțiuniți. Da. Nu e o revoluție. Nu e mai bine cu părinții. Da, părinții pot să fie mai ștreagă, în care trebuie să fie e deja ce mă abonizați, e reacționă că așa e bună. Nu știu, și la copii mi-e noastră, până la limba, nu-i poate că așa. Trebuie să fac altă, dar are rezultatul. De fapt, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Nu mai trebuie timpul ăla în care se grijește la cineva. Că schimba tehnologia s-a evoluat foarte mult și atunci mediul ăsta a venit cu niște riscuri și vine cu multe competiții mai strânse. Nu asta e părerea mea, ce nu am văzut-o ca și eu, că am acolo vechi în școală și am văzut toată în situația noastră. Nu știam cum să înțeleg. Că de ce așa, de ce așa. Vă spun că am înțeleg. Atât. Dar de-o timp, am un limit. De-o timp, am un limit. Dar ne putem face până la schimbare.
Da, ce am amintit în această conferință finală, faptul că avem activitatea A8, care se adresează organizațiilor non-guvernamentale în proiect finanțată și pe această activitate am realizat două direcții activități importante, și anume concurs de coaching la care au participat colegii, directori, profesori de școli din proiect, unde am dezvoltat aici noi competențe de ascultare, de mentorare, de conștientizare și competențe pe care recunosc că noi nu le dețineam, cel puțin eu la experiența mea pe care o am și pe care e cea mai bine. Și o altă activitate de strângere de fonduri, campania de a promova organizația OSED, strângerea de fonduri pentru a continua aceste activități și avem pe site-ul organizației, găsiți rapoartele noastre, găsiți celelalte activități pe care trebuie să jucăm pe direcția formării adulților, pe direcții culturale, deci sunt și astea activități care au produs pus valoare în organizație și sperăm că colegii care au beneficiat de aceste activități de mentorat și coaching pot împărtăși și au participat și la voi. Să dea colegilor, în cancelarie, copiilor, în clasă, în curs. Și mulțumesc tuturor că s-au înscris, că au participat la curs. Foarte scurt. Deci, în primul rând, părinții sunt receptivi. Nu știu cât am înțeles din toată tematica asta, dar e clar că e o problematică nouă care oarecum le trezește interesul și am înțeles că este benefică pentru elevi, pentru copiilor. Motiv pentru care mai solicită astfel de întâlniri și prezența consilierului școlar în rândul elevilor și la astfel de și, evident, intervenția profesorului diriginte. Vreau să o întreb pe doamna psiholog, cum vede dumneavoastră o problemă care pe mine mă preocupă de mai multă vreme. Acum, e vorba de sănătatea mentală și de igiena minții, de controlul emoțiilor. Deci, cumva, școala aceasta, pe planul acesta, care este foarte sensibil, eu nu sunt pricepută, de aceea parcă am înțeles că e undeva un punct atins. Spuneam că la întâlnirea a avut loc săptămâna trecută la guvern, după că fiind două săptămâni, a avut loc o întâlnire de consultare cu partenerii sociali, inclusiv ministerele, pe partea de ținte pe strategie de dezvoltare durabilă. Și au adus în discuție faptul că partea de sănătate mentală este foarte importantă și trebuie cumva să o abordez. Și echilibru emoțional, care este o problemă. Exact. În viața de zi cu zi. Și vor apărea inclusiv niște studii, am înțeles. Erau și colegii de la IMS, care spuneau că o să aibă și niște date pe această temă. Și spuneam că ceea ce am făcut noi în proiect, pe partea de dezvoltare personală, care abordează și echilibrul, și managementul timpului, și partea de autocunoaștere, și tot ce înseamnă, să zic eu, echilibru emoțional. Da, este abordată, pentru că consilierii școlari sunt psihologi și pot vedea atunci când lucrurile chiar au nevoie, poate mai departe, chiar de ajutor psihiatru. Și noi am mers pe partea de gen în acest proiect, dar, cu adevărat, în viitoare proiecte vom aborda și din perspectiva aceasta sănătății. Deci eu nu sunt pentru a constata și a remedia, ci pentru a preveni. Deci o educație în sensul ăsta. Care este mai preveni. Apropo de prevenire, aici și recomandabil este pentru profesori antrenament mental sau coaching pentru dezvoltare personală, pentru stare de bine și așa mai departe. Deci predăm, am avut și un proiect componenta asta de coaching și durabilitatea proiectului o vedem prin profesor. Deci toată baza este profesor, pentru că asta ei sunt cei care sunt permanenți și transmit mai departe și obțin 3-4 generații, influențează meseria de profesor este din ce în ce mai solicit și toate provocările pe care le aveți. În primul rând, profesorii le resimt
Și atunci, prin coaching și dezvoltare personală și leadership, un pachet personalizat pentru profesor, pe care am lucrat și în acest proiect și pentru continuitatea proiectului prin, și prin Asociația Drag de Școală, care a luat naștere tot în acest context emergent de lucru cu școlile, dinspre profesori spre ceilalți actori interesați. Deci dacă și oricum sunt și materiale pe care le-am primit și din coaching și de leadership, și deschiderea pe care o vedem pentru școli și pentru profesori de a, de a fi un program de pregătire a profesorilor pe abilități transversale. Deci coaching, leadership, planul de acțiune. Aici ar fi de susținut acești actori, pentru că rolul profesorului s-a schimbat, școala este a confruntat cu alte provocări și atunci și antrenamentul profesorului trebuie să fie altul. Iar coaching-ul e, cu asta lucrează, cu, un, cu pregătirea, pregătirea la psihoterapie, la alte situații, la teatru, numai mic. Coaching-ul e o bună întreținere, strică a minții și a stării de bine. Materialele primim, da, sau de, cum avem necesare. Și video, lucrăm acum, mai avem, da, din materiale. Bine, mulțumim. Nu știu, fetele, vreau să spun ceva? Se bucură de sustenabilitatea proiectului. Asta e. Dacă vreau, înainte voi să spună ceva, un îndiere. Trebuie neapărat să spun. Nu? Cum v-ați simțit la activități, ce v-a plăcut și ce credeți că ar trebui să continui? Și să ne gândim mult la ceea ce facem și la ceea ce alegem. Și părerea mea este chiar a fost de ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce am împărtășit împreună, pentru ce ne-am oferit, pentru sprijin, pentru implicare, pentru dăruire, pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. Mulțumim doamnelor minunate care ne-au îndrumat, ne-au ajutat să creștem și noi în zona noastră, alături de tinerii pe care îi avem. Și sper că în continuare ne vom mai revedea și ne vom mai provoca pe alte activități, pentru că a fi împlinit mai mult decât a comunicit. Și vă rog să facem o poză împreună. Da? Vreau să am picea. Cineva m-a și dacă vă gătim câteva mii de atele, poate ieși ca și să-mi stai cu proiectului. Să vă zic ce avem acolo. Să vedem ce vreau să fac.